Pentru a evita eventualele incidente cauzate de materialele pirotehnice, Poliția Locală din Mioveni a luat măsuri în privința comercianților de petarde. Cei care vor fi prinși vor fi sancționați conform legii. În această perioadă, Poliția Locală desfășoară acțiuni de combatere a comerțului ilegal cu petarde. Cei care vor fi prinși cu materiale pirotehnice vor fi sancționați conform legii cu amendă de până la 500 de lei sau închisoare de la 3 luni la 6 ani în caz de vătămare corporală. Cei mai mulți dintre locuitorii orașului, în special cei de vârsta a doua și a treia, nu sunt de acord cu astfel de pocnitori și spun că îi deranjează zgomotul și fumul pe care îl lasă în urmă. Oamenii se tem de consecințe, mai ales că în fiecare an de revelion, la unitățile de primire a urgențelor, se prezintă zeci de persoane victime ale petardelor. Ce părere aveți despre persoanele care aruncă cu petarde? Nu e un gest mai la locul lui. Deci, mă rog, aceste obiecte să folosesc mai ar trebui într-un cadru organizat, mă rog, firme specializate, deci undeva într-un loc amenajat, deci nu petardele astea nu, deci nu în public, deci nu de copii, nu de oricine, că să pot petrece accidente. Nu avem o părere foarte bună, special că se pot produce foarte multe accidente. Așa. Se pot produce foarte multe accidente din cauza lor. Produce foarte mult zgomot și nu cred că ar trebui să mai existe prin oraș. Cu toate că se mai au uși în ziua de astăzi, dar s-au diminuat. Cu trecerea anilor s-au diminuat destul de mult. Ați asistat la un incident produs de astfel de petarde? Da, pot să spun că acum 4 ani de zile, din cauza unei rachete, am văzut deasupra apartamentului soției cum a luat foc o perdea. N-a fost nimeni acasă și a trebuit să intervenim, să spargem ușa, mai mulți vecini au spart ușa și a trebuit să stingă incendiu. Deci, într-adevăr, s-a provocat un incendiu. Oamenii legii țin să le dea câteva sfaturi cetățenilor pentru a nu avea surprize neplăcute de sărbători. Ce le recomandați cetățenilor orașului Mioveni? Să aibă atenție unde parchează mașinile noaptea de revelion, ca să nu fie avariate de artificiile care sunt aruncate de la balconurile blocurilor. Sau dacă dau o petrecere în apartament, asigurați-vă că musafirii dumneavoastră nu distrug pereții blocului, fiindcă dumneavoastră veți fi sancționat. După anul nou, cei care au brad în apartament trebuie să știe că acesta nu se aruncă de pe balcon, ci se duce la ghena blocului.